Te-ai pregătit mult pentru evenimentul anului? Ai stat mult în oglindă? Dar întotdeauna mă pregătesc înainte să ies din casă, pun preț pe felul în care mă prezint undeva. Evident că n-am ignorat dress code-ul care este all black. Dacă ai fi tu o supereroină pentru o zi, cum ai salva populația? Care crezi că ar fi superputerea ta? Mi-ar plăcea să pot să vindec suflete și îmi place să... Cred că asta, de fapt, ar fi cea mai tare aptitudine pe care aș putea să o am. Eu zic că o am așa oarecum prin muzica pe care o fac și sper că reușesc să fac treaba asta, dar mi-ar plăcea să o fac la nivel mai mare. Unde va putea lumea să urmărească ce s-a întâmplat în această seară aici? Cu siguranță pe Instagramul meu vor găsi destul de multe detalii despre cum a decurs evenimentul din seara asta. Deja am început să postez... Postările se vor ține lanț, așa că fiți acolo cu ochii pe Instastory ca să vedeți întreaga poveste. Dress code-ul este all black, clar este pe stilul meu și pe ceea ce îmi place mie, așa că nu am putut decât să mă bucur. Oricum îmi făcusem această ținută, mă gândisem că o să mă îmbrac așa în seara asta și în momentul în care am văzut invitația m-am bucurat de două ori. Aș vrea să pot să mă odihnesc un pic mai mult. Nu reușesc asta pentru că trec printr-o perioadă extrem de încărcată, dar am învățat să nu mă plâng atunci când am o perioadă încărcată în care trebuie să muncesc 24 din 24 aproape. Așa că, ce să zic, încercăm pe cât posibil să trăim frumos. The story of my life.